mi s-a arătat cum se chinuiesc în iad celor ce le-a plăcut toată viața să fumeze, adică fumătorii. Cei ce au fumat în viață vor avea parte dincolo de mult fum și de multă duhoare a fumului. Se vor înneca în fum. Unul dintre cele mai răspândite vicii este considerat păcat, potrivit dogmei creștine, în primul rând din cauza efectelor nocive pe care le are asupra corpului omenesc. Fumatul, considerat o deprindere păcătoasă, este considerat o jignire adusă lui Dumnezeu, creatorul omului și este asociat cu sinuciderea. De-a lungul timpului, mai mulți sfinți sau apropiației bisericii au scris despre păcatul fumatului. Sfântul Ioan de Cronștant scria despre fumatul de țigară, de exemplu, că îl tămăduiește pe diavol. Omul a pervertit plăcerile simțurilor, pentru miros și gust a descoperit și trage în piept aproape tot timpul un fum acru și puturos, tămăduindu-l astfel mereu pe diavol, cu acest fum strică aerul din locuința sa și din afara ei și mai întâi de toate se îmbibă cu această putoare el însuși. Fumul înghițit mereu acționează nu doar asupra sănătății fizice, ci și asupra subțirimii, simțirii inimii, împărtășindu-i caracterul trupesc, grosolănia, împătimirea simțurilor, spunea Sfântul Ioan de Croștand. Unul dintre cei mai iubiți monahi românii, Larion Argatul, a inclus în scrierile sale obiceiul fumatului. Mi s-a arătat cum se chinuiesc în ea celor ce le-au plăcut toată viața să fumeze, adică fumătorii. Cei ce au fumat în viață vor avea parte dincolo de mult fum și de multă duhoare a fumului. Se vor îneca în fum. Acelora care fumează, de când aprind țigara și până aruncă chiștocul, stă un drăcușor și le strânge tot fumul, apoi cu chiștoacele pe care le aruncă. Cu toate acestea, fumul și capetele de țigări, diavolice stăpânesc păcatul fumatului, îi vor chinui pe cei ce au fumat. Am văzut o cameră mare, fără limite și cu pereți de negură și plină de întuneric și de o pâclă de fum insuportabilă. Nu puteai să respiri de fum și de o duhoare de nesuportat. Pe jos erau munți de capete de țigări. O forfotă de mulțime de oameni, bărbați și femei, care aveau câte un drăcușor în spate și cu furca îi sileau să mănânce capetele de țigări până ce le termina apoi, erau învăluiți în tot fumul pe care l-au fumat când erau în viață. După ce terminau de mâncat capetele de țigări și inspirau tot fumul de țigară, se făcea liniște și răsuflau ușurați că au terminat acel chin groaznic. Nu dura prea mult, doar câteva secunde sau un minut și iar veneau drăcușorii cu furcile, se umplea camera de fum, de duhoare și de capete de țigări și se repeta chinul. Atunci tânărul care m-a însoțit la acel loc de chin îmi spune Vezi, așa se vor chinui în veci cei ce le-au plăcut fumul și din cauza lui și-au scurtat zilele date de Dumnezeu. Le-au plăcut fumul, de fum vor avea parte.